16 decembrie 2021, ziua așteptată de făgărășeni pentru deschiderea magazinului Lidl. Noul magazin Lidl din Făgăraș se află pe locația celui vechi închis în mai 2021 și dispune de o suprafață de vânzare de peste 1100 metri pătrați și are peste 100 de locuri de parcare. În plus, are în parcare o stație de încărcare pentru automobilele electrice, unde se vor putea alimenta câte două mașini simultan. Lidl optimizează constant formatul magazinelor astfel încât să aibă un impact cât mai redus asupra mediului, dar și să ofere clienților săi o experiență de cumpărături cât mai bună. Prin utilizarea unor tehnologii avansate din domeniul construcțiilor și în conformitate cu normele de protecție a mediului, noul magazin Lidl din Făgăraș dispune de soluții și tehnologii moderne, care asigură standarde înalte de eficiență energetică. Printre acestea se numără sistemul de iluminat LED cu senzor de prezență și sistemele de recuperare a căldurii integrate în instalații de climatizare sau stația de încărcare pentru automobile electrice. În plus, noua unitate din Făgăraș dispune de un acoperiș verde care acoperă o multitudine de beneficii ce țin de protecția mediului înconjurător. Acesta contribuie în primul rând la eficiența energetică a clădirii prin menținerea unei temperaturi constante pe parcursul întregului an. În același timp, vegetația amplasată pe acoperiș are rolul de a filtra în mod natural apa pluvială, datorită multiplelor straturi componente și de a reduce în același timp cantitatea de apă deversată în sistemele de canalizare. În data de 16 decembrie 2021, Lidl a inaugurat 4 noi magazine în toată țara, 2 în București, unul în Făgăraș și al cel de-al patrulea la Cugir.